În Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 27, stă scris: ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sfântă și fără prihană. Un studiu realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie arată că 86% dintre cei intervievați consideră că biserica oferă răspunsuri pentru nevoile spirituale ale oamenilor. 76% cred că oferă răspunsuri morale, 72% pentru probleme din viața de familie și doar 61% cred că Biblia oferă răspunsuri pentru problemele tinerilor. Cu cât anii trec, există tendința ca generația tânără să nu mai aprecieze biserica, activitățile și diferitele proiecte promovate de aceasta. De ce s-a ajuns la această situație? Putem găsi anumite motive, dar aș fi dorit să ne gândim astăzi la exemplul pe care tinerii l-au descoperit la adulții din mijlocul lor. Cum au văzut ei biserica la viața și atitudinea noastră? Ce le-am transmis că înseamnă biserica? O clădire? Un program săptămânal? O instituție perfectă? În cartea Educație, scrisă de autoarea Ellen White, scrie despre responsabilitatea adulților. Citez: o altă obligație prea adesea trecută ușor cu vederea, obligație ce ar trebui să le fie prezentată în mod clar cu tinerilor care înțeleg cerințele pe care le are Hristos de la ei, este aceea a legăturii cu biserica. Relația dintre Hristos și biserica sa este foarte strânsă și sfântă. El fiind mirele, iar biserica mireasa. El capul, iar biserica trupul. Legătura cu Hristos, prin urmare, presupune legătură cu biserica sa. Biserica este organizată pentru slujire, iar pentru o viață de slujire lui Hristos, legătura cu biserica este unul dintre primii pași. Am încheiat citatul. Merită să le arătăm tinerilor prin cuvinte și comportament că biserica reprezintă o familie, o comunitate, un grup al celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Participarea la serviciile divine, raportarea la fiecare membru și implicarea în activitățile bisericii sunt mesaje transmise generației tinere. Doamne, ajută-mă să-i prețuiesc pe cei care slujesc în biserică și să fiu gata să le fiu de folos. Prețuiește biserica, prin cuvinte și fapte, pentru a fi un exemplu.